Gafă după gafă, Ministerul Educației vrea să corecteze greșelile din manualele școlare cu alte greșeli. În premieră, Ministerul va publica un manual de erate ca să arate că și alte edituri au manuale proaste, nu doar editura unică de stat, cea didactică și pedagogică. Numai că profesorii care au lucrat la acest îndreptar au dat și ei cu bâta în baltă. Specialiștii Ministerului au vrut să corecteze un an scris greșit în cartea de istorie de clasa 5-a, dar au încurcat borcanele. Manualul de erate spune în felul următor. Începând cu secolul 4, înainte de Hristos, soldații erau soldați de meserie. Este o eroare gravă, fiindcă această realitate a fost creată în anul 106 înainte de Hristos. Autorii au comis o eroare de circa 3 secole. Istoricii afirmă însă că nici măcar asta nu este adevărat. Erata respectivă la rândul ei prezintă erori. Anul 106 înainte de Hristos nu poate fi luat ca jalon cronologic. Această profesionalizare a fost un proces îndelungat. Într-adevăr, Marius, în jurul acelei date, efectuează niște reforme în cadrul armatei romane, dar asta nu duce automat la profesionalizarea ei. Da, ați auzit bine. Manualul care vrea să arate și să corecteze greșeli e plin la rândul lui de erori grosolane. Cadrele didactice scriu după cum le taie capul și nimeni nu le verifică. Dar, în cazul ăsta, nici nu par să-și stăpânească prea bine materia pe care o predau. Nu sunt evaluate sub forma unor comisii, cum erau mai de mulți de specialiști în fiecare disciplină, care examinau cu rigurozitate aceste manuale și nu le lăsau să treacă mai departe. Eroarea este umană și aici fiecare găsește câte o scuză, să spunem. Nu este normal în secolul 21 să găsim scuze pentru așa ceva, fiindcă copilul va fi clar afectat. Cât de bulversați sunt copiii, o spun chiar părinții care s-au săturat să dea banii pe manuale auxiliare și pe alte cărți, din care micuții se poate lua informații corecte. E o mare harababură, tot tantamul. Asta cu manualele. Ce poți să înțeleagă dintr-un manual cu greșeli? Ce poți să înțeleagă? Decât greșeli. Dacă copilul ia lecția acasă ca să o învețe și nu se uită, atunci el învață de greșit. Foarte multe greșeli. Situația este reprezentativă pentru ce se întâmplă la noi în România. Preluăm modele occidentale cu resurse românești, cu gândire românească, manualele gândite mai bine, poate trebuie gândite raportându-ne la manualele mai vechi. Singurul care pare să nu fie foarte deranjat de aceste probleme este șeful Inspectoratului Școlar din Cluj. Manuale cu greșeli sunt de când e lumea și vor fi. Vina aparține, dacă e să discutăm, celor care au făcut manualul respectiv, pentru că sunt niște autori care au avut un contract, au fost plătiți pentru manualul respectiv și pe de-o parte și pe de-altă parte cei care au verificat în ce măsură după aceea este real sau nu este real verificarea pe care i-au făcut-o, asta e o discuție. Sau situația cea mai gravă în care cineva a avut vreo intenție. Cert este că dacă intenția a fost bună, rezultatul dă cu virgulă. Manualul de erate va încurca mintea elevilor, nu o va lumina. Mai mult, cel care a avut ideea manualului, fostul ministru al educației Valentin Popa, nu cunoaște înțelesul cuvântului erată. Ne-am dorit cu toții ca aceste erate și aceste manuale să fie din ce în ce mai bune. Să apelăm acum la dicționarul explicativ al limbii române și să vedem ce înseamnă cuvântul erată. Erată înseamnă listă a greșelilor de tipar sau de fond și a indicațiilor de corectură a acestora care se așează de obicei la sfârșitul unei cărți sau reviste. Acum că am învățat cu toții ce înseamnă erată, ministerul va mai tipări un manual de erate la actualul manual de erate, că deja pare să aibă experiență. Și astfel, următoarele erate vor fi mai bune, cum zice domnul ministru, care s-a remarcat în mandatul său prin foarte multe greșeli de exprimare. Bucur că am ajuns în ziua în care să tai pamblica la acest book cafe. Important e ce spun studenții, noi l-am făcut pentru el. Practic, le sunt în acest moment interzise accesul la o astfel de finanțare. Manualul de erate se va numi Început de erată clasa 5-a și va avea 100 de pagini. Cartea va exista doar în format digital și urmează să ajungă în baza de date a fiecărei școli. Cartea scrisă de specialiștii Ministerului Educației cuprinde greșeli adunate din manualele de clasa 5-a de la toate editurile din România.